Bună! O să filmez acum un unboxing Oriflame și vreau să vă arăt ce produse mi-am luat din acest catalog care este acum. Mi-am luat așa această cremă Milk and Honey Gold. Am desfăcut-o deja, după cum puteți vedea. Miroase foarte bine, să știți. Deci eu zic să profitați, este doar 10 lei în acest catalog. Să știți că în catalogul următor o să fie o ofertă, un flyer din același, o să fie 20 de lei. Deci dacă vă doriți, luați-o acum, că o să fie dublu ca preț. Bun. Am luat două pachete din acestea de șervețele, da? Din acestea pentru demachiat, care sunt cu arbore de ceai. Și sunt foarte bune pentru tenul gras. Sunt bune și pentru zona ochilor. Eu am mai avut. Aveau un preț foarte bun și am să-mi profit. Apoi am luat această bentiță. Avea un preț mult prea bun ca să o ratez, era doar 7 lei jumate și eu am luat-o cu vreo 5 lei, cred, cam așa. Am luat această cremă pentru ochi cu coenzima Q10 de la Love Nature, da? Apoi, o clientă de-a mea, pot să desfac produsele, deci nu e problemă, că este o prietenă de-a mea și chiar mi-a spus că le pot arăta pe cameră. Și-a luat acest primer pentru fardul de ploape. Este o bază de machiaj. Cred că ați mai văzut-o și la mine și la alte fete. Este foarte bună. Și și-a luat și ea un ton de ten exact ca al meu. Acela The One Everlasting. Nuanța porțelan. Exact așa arată. Este foarte bun. Este bun pentru tenul gras sau mixt. Deci asta nu e bun pentru tenul uscat, să știți. Dacă aveți tenul gras, e perfect. Bun. Taxa de înmatriculare, livrare, whatever, am înlocuit-o cu această apă de toaletă, Sparkling Paris, care arată așa. Eu am desfăcut acel ambalaj, v-ați dat seama. Are un miros foarte plăcut, să știți. Miroase exact a șampanie, dar na, este parfum. Dar chiar vă dă senzația de șampanie, așa miroase foarte frumos. Deci îmi place foarte mult asta, sincer. Mă bucur foarte mult că am găsit-o, mi-o doream de mult, dar nu eram sigură dacă o să o iau până la urmă. Apoi, în flyerul acela cu oferte, era acest ulei de masaj și pentru păr. Eu l-am luat mai mult pentru masaj, dar probabil că o să-mi dau și în păr cu el, vom vedea. Am luat o mască din aceasta cu grâu și cu miere, cred că este. Vreau să o dau mamei mele cadou. Iar aici am luat câteva măscuțe din acestea de la Optimals cu vitamina C. Probabil că Neemtis o să vedeți din ele și o să vă spun ce părere am avut despre ele. Acestea eu nu le-am mai încercat, dar am înțeles că sunt foarte bune. Fiind cu vitamina C, mă gândesc că sunt bune pentru tenul gras. Bun, eu vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați la canal dacă sunteți noi și să dați un like, eventual să și comentați dacă voi v-ați luat ceva. Ce părere aveți și dacă vă plac produsele pe care eu mi le-am cumpărat. Să ne auzim cu bine în clipul următor. V-am pupat, să aveți o seară cât mai plăcută. La mine e seară deja acum când filmez.